Vedem aici o intervenție chirurgicală robotică, făcută în plămân. Medicul controlează robotul din consolă. Inciziile sunt minim invazive. Recuperarea pacientului durează o zi. Pacientul este un tânăr fumător cu o leziune malignă. Riscul de a dezvolta afecțiuni grave ale plămânului crește 100% la cei împătimiți. De aceea, medicii ne spun ca, odată la fiecare 2 ani, să facem CT toracic de control și nu doar dacă sunteți fumători. Noi trăim totuși în acest oraș poluat. Cu mașina mergem odată la 2 ani sau odată pe an la ITP. Și facem ITP-ul. Nu facem treaba asta și cu noi. Da? Și cu mașina mergem să facem treaba asta, deși are 2 ani vechime, 3 ani vechime. 5 ani vechime, noi avem 10 de ani vechime, nu mergem să facem lucrurile astea, deși e mult mai important pentru noi decât orice altceva în viață. Poluarea cu gaze emise de mașinile diesel, spun studiile, este mai dăunătoare decât fumatul. Așadar, controlul plămânilor trebuie făcut anual la pneumolog și odată la 2 ani un control imagistic de tip CT, nu o radiografie pulmonară simplă. Iată de ce. O radiografie simplă va depista în proporție foarte rară un cancer mic la 1-2 cm, care este atât. E mare. Este un cancer totuși tratabil. Locuiți într-un oraș poluat, ne uităm cu atenție la două gaze pe care le găsim în atmosferă, dioxidul de sulf și oxidul de azot. Nasul este aparatul de aer condiționat la purtător și ați văzut, aparatele de aer condiționat produc și o cantitate de apă. Și nasul produce apă, gazele de eșapament intră în reacție cu aceasta chiar în mucoasele noastre și rezultă o poveste urâtă. La nivelul nasului, mucoasei, se poate forma acest acid sulfuric ca urmare a umidității din mucoasă. Pe măsură ce noi stăm într-o atmosferă cu o încărcare mare de dioxid de sulf sau de oxid de azot, organismul se slăbește. În propriul arbore respirator apar așadar reacții care ard mucoasa și cauzează microleziuni, aceleași precum în cazul ploilor acide. Nu putem singuri să controlăm poluarea, dar putem să ajungem anual la medicul pneumolog pentru control medical, în lipsa simptomelor. Motivul? Cancerul de plămân nu dă simptome în stadiile când este tratabil.